Știți că mereu am fost sub apanajul sincerității și am primit critici în timpul pauzii, că întrebările sunt prea tehnice. Iată, Daniel, te-am dat de gol. Te voi lăsa pe tine să ne împărtășești ceea ce vrei să ne spui tu despre vinul, ceea ce crezi că oamenii au nevoie și vor să știe despre ele. În primul rând, să nu cădem în capcana etichetelor. Cu siguranță vinul bun trebuie să te lași și ajutat de cineva, dar cu siguranță poți face mult mai mult studiindu-l. Atunci ne ajut și pe noi să trăim, să ne vedem de viața noastră cumpărând o sticlă de vin. Cum cumpărăm o sticlă de vin? O luăm pe cea mai ieftină, pe cea mai scumpă? Aici fiecare e o chestie de buget, să știi. Vinul bun e ăla care îți place. Alunecă, coboară, spuneam, nu înțeapă, nu zgârie și nu-i scârbos, așa, știi? Vinul bun e bun și când îl bei șpriț. Am văzut mulți că beam un șpriț vara, nu-i nimic ilegal. Cu toate că în lumea somelierilor noi asta nu considerăm o chestie normală, pentru că, până la urmă, uite, și anul ăsta îți spuneam că facem un concurs la a treia ediție, se cheamă Marea Degustare de la Iași, unde vin somelieri pasionați de vin și cei care au studii în domeniu pentru a se pune în fața unui concurs care este sponsorizat cu premii interesante de cramele ieșene, așa încât fiecare trebuie să ghicească cât mai multe vinuri, care este soiul, zona, alcoolul sau regiunea. Așa, dar cum faci asta? Faci asta antrenându-te. Dacă te antrenezi, ce faci? Devii tu mai bun. La tine în restaurant, la tine în familie, în grupul ăla în care tu ești guru, ăla care comandă vinul. Cine comandă vinul când merge cu Dora? Dora comandă vinul, că ea a mai băut, ea știe, ea a fost și acolo. Știți că se uită și mama la emisiune, nu e de bine ce nu e de bine? Nu e de bine, hai, rectificăm. Și uite așa, la Marea Degustare de la Iași și ediția a treia care o avea loc anul ăsta, o să vină diverse echipe de 3 sau de 5, primesc 15 vinuri în blind, în orb, pe decantor, habar n-ai ce-i acolo, și dă-i, ia să vezi care soi, pentru că fiecare soi e exact ca femeia pe care o tu alături, n-ai cum, pentru întuneric tot o miroși, trebuie să o nimerești, n-ai cum să o nimerești, așa încât folosești funcția asta care se cheamă nasul, de care lumea de când privește drept a uitat că există, de când avem privire înainte, pentru că probabil că mergeam în patru labe foloseam mai mult nasul, acum nu prea mai folosim, dar aici e foarte important în lumea somelierii să folosești nasul pentru a identifica arome, și atunci ele îți dezvăluie tot felul de amintiri, unele dintre ele se leagă la anumite soiuri de vin, cum ar fi, eu știu, feteasca neagră o legăm la ce? La prună neagră uscată și afumată. Fructe de pădure. Bă, altul la fructe de pădure, altul la frunza de roșie, altul la miros mineral, altul din lumea nouă la ce te duce? La fructe exotice, la partea aia mai mult spre fructe exotice. Fructate. Bine, da. Fructate, știi? Și atunci, făcând asta de-a lungul timpului, cu siguranță începi să pricepi diferențele și atunci când cumperi un vin, știi dacă să dai banii pe el, dacă sunt mulți, dacă sunt puțini. Ai spus o chestiune care pentru mulți este intrigantă. Pentru că e foarte adevărat că multă lume cumpără după preț. Du-te și ia un vin la 50 de lei care e bun sau ia unul la 100, la 150, în funcție de ocazie. Cu cât e ocazia mai specială, cu cât bugetul pe care îl alocăm vinului este mai generos. Da, întrebarea este... Se reflectă este... calitatea și prețul? Băi, să vezi ce, acum a apărut chiar și în România, la vinul.ro, unde ei dau niște note. Note de la 1 la 100 unii. Majoritatea. De când a apărut Parker prin anii 70, notele sunt de la 1 la 100. Așa încât un vin bun stă între 80 și 90 de puncte, iar cele excepționale peste 90 de puncte. Chiar Parker spunea că dacă vrei să vinzi vin, trebuie să-l faci, nu poți să faci sub, mă rog. Și trecem peste ce spunea Parker, ideea este că vinul.ro îți notează cu puncte un vin, așa încât tu te duci acolo și vezi un clasament și vezi 90 de puncte. Ei, să știi că cineva a băut vinul ăla, l-a gustat și a dat seama că în RPC, raport preț-calitate, este ok, așa încât tu poți doar să te uiți la raft
să vezi listuța ta de care oricum ești pierdut și speriat, făcută de obicei de nevastă, în care apare undeva într-un colț jos și vin, să vezi dacă te încadrezi. Atunci ai putea să te iei și după punctajele pe care le dau unii experți prin comisii, concursuri, cum facem și noi concursuri la Iași ăsta de care spuneam, în care anumiți experți, membri, degustători, ADAR, WSET sau alte alți oameni de ăștia pregătiți din lumea enologiei, dau punctajul ăsta și punctajul apare scris pe vin ca o bulină, ca un niște numere. 99 puncte parcă. Am băut câteva vinuri în zona respectivă. Aoleu. Într-adevăr, spectaculoase. Aoleu. Nu pot să neg că am fost influențată și de etichetă înainte, că aveam așteptări și atunci lucrurile cumva s-au lipit. Dar în momentul în care, să zicem, că ești un om cu venituri medii, care este categoria de preț în care te poți încadra pentru un vin decent? Ok. Aici avem simplu. Vinuri albe între 20 și 50 de lei. Iarăși, vorbim. Buget 20 de lei. Mă duc la Lidl, îmi iau un vin de lume nouă. Crede-mă, am găsit niște vinuri mai mult decât interesante. Mă o să mă omoare, colegi. Mai mult decât interesante. Nume de... Urcă, pardon, așa? Nu mai spunem unde, te duci la supermarket și găsești niște vinuri bune între 20 și 50 de lei albe. De la 40 în sus până la cât la alea de 99 parte lăsați, alea cu euro, mulți euro. Au nevoie de 6 ore de cantare, figuri, cărniță, da, da. Ce trebuie? Asta întreb și alea, de ce alea se decantează. Alea costă... Nu neapărat, mai mult de... Poți să pornești și de la un 40 de euro la ele, la 99 poți. Parcări, poți. Poți. Și să știi că sunt vinuri decente. Da. Deci, un vin alb, spuneam, între două, pleacă de la 20, în funcție de ce îți propui, baric, nebaric, vinuri mai lume nouă, România, etc. Mai costă și importul adus aici, Republica Moldova, costă TVA-ul, import, și atunci ele cresc ușor, ușor în preț. Vinurile albe, de la un 30-40 în sus, găsești vinuri nu decente, ci foarte bune în funcție de context. Contextul însemnând starea psihosomatică, starea spirituală, starea materială, ce vrei să mănânci în seara respectivă la masă, te uiți la Netflix sau la rock and roll, că atunci merge whisky și parcă n-ar merge vin la rock, e prea rapid. Ăsta este, e simplu până la urmă, dacă mai există aplicații, scoți telefonul frumos, scanezi eticheta printr-o poză și imediat o aplicație, nu mai spun care, Îți spune exact cât costă vinul ăla mediu în toată lumea asta. Așa încât tu îl vezi că pe raf costă 40 de lei și te simți furat sau nu, sau avantajat. Și atunci poți să folosești aplicația. Tinerii din ziua de astăzi, pe care noi așteptăm la degustări, pentru că vrem să-i cucerim cel puțin din lumea IT-ului, pentru că au și un oarecare buget și și-ar putea permite povești despre vin, vinul, și să arate bine, așa cum arătăm și noi la magica vârstă de mulți ani care avem, mă rog. Sferturi de secol și sferturi. Așa mai departe. Pentru că ar putea, știi, dar și așteptăm să le povestim despre vin. Vorbim de tinerii, cel puțin la noi la ea, și au venit destui. Nu e atât de simplu să-i cucerim. Multă lume, datorită pandemiei, a uitat cum e cu ieșitul, știi? Au stat acasă, a izbucnit Netflix-ul, toată lumea și-a pus și acum Bringo și astea care acum 2 ani, 3 ani nici nu știam cum drag, cine, mama mă, acum toată lumea are delivery, toată lumea îi vezi pe ăștia cu sacoșarii, cu bicicleta, cu trotineta, lumea bea acasă, se întâmplă chestii. Da, e plăcerea comuniunii, până la urmă, cu masă neîmpărtășită. Nu e. Ți-a pus șervetul, ți-a pus furculița de pește, ți-a pus paharul de vin alb, ți-a pus... E o experiență. Era un restaurant în America, spunea you don't eat atmosphere, but exact. You feel it. Da? Deci nu simți... Câteodată acasă n-ai cum să faci asta. Da. N-ai cum. Cum ai spus tu, adevărul e în vino veritas. Adevărul stă pe fundul paharului. Ok. L-am băut, trebuie să am și cu cine să-l împărtășesc. Comesenia. Avea Andrei Pleșu un articol. Deci, comesenia. Și cred că în zona vinului e cu atât mai importantă. Trebuie, de ce îți place ceea ce faci, Daniel? Eu n-am muncit nicio zi în viața mea prin ceea ce fac. Mi-mi place ceea ce fac. Eu când mă duc acasă, simt că iau pauză de la petrecerea asta continuă care înseamnă la mivită.
e plăcut pentru că prin ceea ce fac și prin comportamentul meu aduc un oarecare aport, pentru că nimeni nu poate fi plătit fără să dea un randament. În ceea ce fac sunt destul de bunuț, aș spune, pentru că să ai și o oarecare continuitate, să știi despre ce vorbești, așa încât când mă duc la muncă, uite acum sunt la muncă, nu pot fi decât fericit, pentru că să vezi ce, chiar la unele degustări, chiar dacă nu ești fericit, după un pahar, două de vin, că n-ai putea să nu bei la degustări, că ar însemna că furi curent, nu e corect, adică tu de ce nu bei, că ești somelier? Ascunzi ceva, nu-i bun vinul. Vrei, nu vrei, trebuie să fii acolo în prima linie, să guști atât cât e posibil, bineînțeles, după aia luăm un taxi, mergem acasă în limita normală câteodată și câteodată exagerând, că așa e viața. Da, limitele sunt făcute pentru a fi încălcate. Cred că este prima emisiune în care ești întrebată la acest lucru, dar eu știu că tu, pe lângă ceea ce faci profesional, ai și multe motive de mândrie în viața din culise. Știu că ai o fată balerină. Oh, da. Am avut o viață interesantă până acum și sper și de aici încolo, dar n-aș putea să, sper că nu vreau să măresc echipa. Am un băiat în Italia, este inginer la o companie de cercetare, dacă poți să crezi că din mine poate să iasă așa ceva. Crede și nu cercetă. E matriculat, e pe mine, e crotalat. Cred că e al meu. Așa, crede. O fată mai mare și una mai mică. Și aia mai mică e la Chișinău. Deci am unul în Viceiță, unul în Chișinău și unul în Iași. Așa încât în triunghiul ăsta așa ne plimbăm. Iar cea mică, da, de la Chișinău, este, face balet de la câțiva ani. Când să vezi ce? Să te ai la televizor cu picioarele după cap. Da, cu ambele. Ca și cum ruptă. Noi ne uităm, o, nu fi în regulă, hai să ducem la ortoped. A, și mergea pe vârf, știi, mi-am dat seama de... Și e o lume foarte grea. Foarte grea. Și stă la Chișinău pentru că e o școală foarte bună, precum vedeți și voi, de la românii n-au talent sau altceva, cei din Moldova, chiar vocațional, sunt. Sunt buni. N-avem ce comenta. Și face o școală bunuță. Cum, sincer, n-am găsit în România. Și am găsit în Londra, cu 30.000 de pound sau la Moscova sau nu știu unde, acolo trebuie să o și ia. Chiar dacă ai banii ăștia, trebuie să o și aleagă, adică trebuie să fie super top. Sperăm să ajungă ceea ce și-a dorit, să nu se accidenteze și să aibă o traiectorie interesantă în lumea asta a artei, așa cum ai avut și tu în lumea teatrului. Suntem cu toții actori pe scena vieții, dar am vrut să punctez lucrul acesta pentru că poate uneori lumea vede zona flamboiantă a personajului Daniel Vrănescu, dar eu știu că în spate este și foarte multă responsabilitate și extrem de multă muncă. Păi simplu, am dormit anul trecut și acum 2 ani, ca să fie la fel, pandemici, circa 100, poate 80 de zile în hotel. Deci în 180 de zile nu m-am prins acasă, ci în altă parte. Pentru că munca asta de povestire, de marketing, nu merge doar local, ci merge de-a lungul României, acolo unde e nevoie, sistematic și frumos, 2 săptămâni plecat, 2 săptămâni pe zona noastră. Focus vara pe litoral, că așa e sezonul, sau iarna pe pârtile de schi, unde toată lumea bea un pahar cu vin, încălzit sau nu, cum o fi el. Și cam asta e jobul, să faci câțiva mii, 80.000, 70.000, nu știu, de kilometri anual, povestind despre vin și încurajând consumul responsabil de vin, astfel că să noi reușim să promovăm anumite game sau să vindem anumite vinuri, pentru că nimeni nu te plătește să te plimbi degeaba, că te plimbi, consumi motorină, benzină, hotel, mangiare. Cei gratis costă dublu, automat, că ți-ai din ăștia gratis, dar să vezi ce, nu se întâmplă nimic și cheltui doar bani puțini și cam asta e. Deci pare simplu, nu e simplu, nici ceea ce faci tu nu e simplu. Ca să faci bine orice, trebuie să ai abnegație, talent, să-ți placă ce faci. Aș zice. Mai știu că ție îți place să faci ceva. Pe lângă ăștia 70-80.000 de kilometri, tu mai faci ceva kilometri cu piciorușele proprii. Am deja... Noaptea șprițuri, ziua sprinturi. Sprinturi, da. Noaptea șprițuri, ziua sprinturi. Să vezi ce, nu pot să dorm. Am ajuns la vârsta când nu mai pot să dorm mult. Și atunci la ora 8, odată la 2 zile, fac circa 10 km. Dar de ce?
Unu, ca să mă țin în formă. Și precum vezi, arată destul de bine pentru vârsta mea. Deci nu ești în formă de cozonac. Dar în al doilea rând, pentru că mai păcătuiesc. Și în sinea mea consider că făcând alergarea asta, mai elimin din păcatele pe care le am. Știi? Câteodată mai pierd nopțile sau mai dau un pahar de vin în plus. E formă de canon fizic. Da, și atunci mă obiciuiesc așa alergând între 7 și 15 km odată măcar la 2 zile, indiferent unde în țară. Și dacă sunt Timișoara, sunt pe malul Begăi, dacă sunt sau în jurul stadionului Păltinișan, dacă sunt Brașovă, sunt Cutare, mai fac o piscină, mai fac alea și simt că mai recuperez din greșelile și din ceea ce mai exagerez câteodată. Mie mi-a spus cineva că ai avut oferte nu doar din Iași și știu că acum ești la o casă de vinuri cunoscută de noi toți așa și de Păstorel. Ce te-a făcut să rămâi la Iași totuși? Să accepti oferta de acolo? Băi, sincer, nu, este... Mă leagă, e locul natal, cu toate că eu sunt născut în Galați. Da, e că mi-am făcut așa, de-a lungul combinatului siderurgic, a lăsat-o pe soarele pe la Hunedoara, pe mine la Galați și apoi s-a întors înapoi la originea Iași. Deci originea e clar de aici. La 7 ani m-am întors și am fost totuși plecat mulți ani în Italia, până în anul 2005, unde am și studiat partea asta, spuneam, de somelerie la un moment dat. Casa, tu, X, Marea, Muntele, România și am descoperit lucruri foarte frumoase și la noi, care pe mine mă încântă și nu mă împiedică actual să mă întorc înapoi acolo unde am trăit în alți ani și să vezi ce am la fantezii, în afară de Londra și câteva orașe unde chiar îmi place, mă întorc doar în Italia, anual și câte ori vreau. Că îmi place acolo, indiferent de zonă, acolo îmi place mie. Și aici la noi. Dar să știi că nu este întâmplător faptul că ai venit la Iași, pentru că, la fel ca Roma, Iași este orașul celor 7 coline. Așadar, slavă Doamne că n-ai fost în Istanbul, că acolo era mai dificil cu alcoolul. Noi îți mulțumim că ai rămas la Iași, că ne faci să zâmbim, tu alături de ceea ce prezinți în pahare și să dea Domnul ca această poezie îmbuteliată, care este vinul, să ajungă responsabil în dozaje corecte, pe mesele și în sufletul a câtor mai mulți oameni. Domnilor și domnilor, aceasta a fost emisiunea din această seară. Vă urez ca tot ceea ce vă vine în suflet să fie generator de bucurie și să nu uitați că până la urmă, dacă suntem iubitori de adevăr, iată ce spuneau latinii, in vino veritas.